Rojina avea 16 ani când a murit. A plecat să cumpere o sticlă de suc și nu s-a mai întors. O mașină a lovit-o din plin. Am luat un braț pe șosea plină de sânge, care mi s-a zis că nu se mai face bine. Acasă o așteptau cele două fiice, gemene, Doinița și Andreea. Aveau doar 3 săptămâni atunci când soarta fatidică le-a furat mama. Tatăl nici nu le-a recunoscut, așa că au rămas în grija bunicii. Rămas cu 2 copii. De la 3 săptămâni timp mă chinui că ele și le cresc. Acum îi spun mama și o iubesc din tot sufletul. Nicolu, mă dorim. Apoi sunteți voi fiecare, mama. Mama zice tot timpul, fetițele, da. Și când mă duc la grădiniță de ledu, mă pupă, zice, mama pleacă și vine să mă ia la 11:30. Când mă duc mânsare în gâtul meu, vine și mamei meu. Zice, mamă, copiii, n-are și cui să zică mamă decât mie. Femeia are 53 de ani, a crescut 9 copii. Cu lacrimi în ochi îi cere lui Dumnezeu putere pentru încă 2. A renunțat la soțul ei pentru a le crește pe Doinița și Andreea. Și-ar da și viața pentru ele. Dar eu așa am zis după mine, că mi-am făcut copii, nu? Ce făcea copiii dacă îi dădea la cămin? Cum ajungea copiii la cămin? Era mai bine ca la mine. Uite ce frumoase sunt și crescute și îngrijite și... Cele 3 suflete locuiesc cu chirie într-un imobil ce aparține stațiunii de cercetare pentru viticultură din Murfatlar. Aici, micuțele au învățat sub ochii bunicii, acum mama, să facă primii pași, să spună primele cuvinte. Au 3 anișori acum și merg la grădiniță. Din păcate, un efort prea mare pentru toate 3. Dimineața la 6:30 le scol, zic hai să mergem la grădiniță. Când aud de grădiniță, să scol și merg la grădiniță, da. Dar v-am zis, și de parte distanța de grădiniță, le duc cu microbuzul, dar 2 lei, unii șoferi îmi ia bani, unii șoferi nu-mi ia bani, dar de parte grădiniță. Și viu cu ele pe jos prin vii. Femeia se gândește cu groază la gerul năpraznic din iarnă. Mai mult de 1 oră merg pe jos. N-ar vrea ca fetele să renunțe la școală. Și nu e singura grijă. Casele vecine au început să fie demolate și se teme ca a ei să nu fie următoarea pe listă. Cât despre bani... Din ce trăiesc? Mă ajut. Iau 312.000 alocații pe copii și 1.900.000 de lei care îngrijesc pe 2 copii. Și mă ajută lumea. Și domnul primar, uite acum am primit de la domnul primar 7 milioane. S-a dat 2 milioane la grădiniță. Doinița și Andreea zâmbesc. Nu-și dau seama de greul care apasă atât de dur pe umerii îmbătrâniței mamei. Au dorințe mici pentru noi, dar atât de mari pentru ele. Aveam un cățel. Mă aduce usuleț și bomboane și suc. Și moșul va veni. Până atunci însă mai merg la cruce și povestesc celei care le-a dat viață ce au mai învățat la grădiniță și despre cât de mult le iubește mama.